După ce au marcat prin diferite acțiuni hramul bisericesc Adormirea Maicii Domnului, care este și rugă localității Țrepaia, membrele Asociației Femeilor Vidovdan au decis să organizeze un festival al merelor, care este dedicat în primul rând copiilor. Ediția a doua a Festivalului Merelor a adunat mai multe asociații ale femeilor din Comuna Covăcița și regiune, printre care și Asociația Femeilor Bunicuțele din Uzdin. Harnica președintă a asociației, Ana Boier, a declarat că evenimentul este frumos organizat, în același timp fiind și foarte util. Anul acesta sunt mai mulți participanți decât anul trecut. Este foarte frumos, foarte interesant și iată și noi ne prezentăm cu standul nostru. Nu am mai adus costume ca până acum, doar fețe de masă cu sute și hecluite. Am vrut să schimbăm puțin, să nu fie tot o formă, și prăjituri cu mere, bineînțeles că e festivalul merelor. Am adus două feluri de prăjituri și iată, ne simțim foarte bine, este foarte frumos, lume multă, sunt unele pe care nu le cunoaștem, acum ne-am cunoscut cu asociațiile care au mai venit și așa că, într-adevăr, este o manifestare reușită. Ana Boier a mai evidențiat colaborarea că dintre bunicuțele uzdinene și Asociația Vidovdan din Țrepaia datează de foarte mulți ani, fiind bazată în primul rând pe prietenie. Tare bine ne înțelegem cu femeile de la Vidovdan, ele vin la noi, noi venim la ele de fiecare dată când suntem invitate, dar și ele vin la noi când noi avem manifestarea noastră, curcubeul etniilor, atunci avem mai multe etnii și din cauza aia ele vin atunci la noi. Până acum avem o colaborare foarte bună, prietenește, să spun, ne cunoaștem bine și iată, ne vizităm de fiecare dată când avem câte o manifestare. Deja sâmbătă, 23 septembrie, bunicuțele uzdinene participă la manifestarea dedicată porumbului, generic intitulată Porumbul Nestemat a Câmpiei, organizator fiind Asociația Femeilor Pipaș din Debeleacea, apoi în satul nou la Festivalul Pâinii, chiar dacă uneori este obositor, iar femeile mai tinere rămân în afara activității acestei frumoase asociații. În viitor mai avem unde se organizează, la Debeleacea, unde să fie cu porumbul, avem la satul nou cu pâinea și după aceea o să mai avem și altele unde ne cheamă și așa că sunt în fiecare zi, în fiecare lună, două, trei manifestări. Îmi pare foarte rău că trebuie să spun că nu avem membre noi. Tot cele care au venit până acum, dar toate sunt în vârstă mai mare, sunt mai la ani și foarte greu se deplasează. La noi, când avem întrunire în fiecare lună, vin, dar așa să călătorească e foarte greu. Așa că tare, tare greu cu tineretul care nu vrea să accepte, să înceapă, să vină, să învețe cât de cât de la noi, că trebuie odată să preia și altele. Nu mai putem tot noi 4-5 câte suntem în formă, mai, să spun, mai în putere să călătorim și să organizăm. Așa că iată acum un exemplu că trebuie să plecăm pe data de 7 octombrie la Futog, unde se organizează a 10-a manifestare Biserna Grana și am mai participat până acum, ne-au invitat, dar tare greu să află o fată și un băiat care să meargă să prezinte portul din Uzdin.